Conform reprezentanților AUR Suceava, Gheorghe Flutur organizează mitingul anti-extremist deranjat de faptul că sucevenii au ieșit în stradă la manifestația AUR de duminica trecută. De fapt, această adunare pe care o pregătește baronul Flutur nu va fi altceva decât o scoatere forțată în stradă a angajaților din instituțiile subordonate Consiliului Județean Suceava, a membrilor PNL din toate colțurile județului, dar și a asistaților sociali pe care îi plătesc autoritățile locale PNL. Va fi un fel de aducere la oaste cu arcanul, reinterpretată de Ghiță Flutur și trepădușii săi politici, anticipează AUR, care îl acuză pe președintele PNL Suceava că îi consideră pe sucevenii care au avut curajul să iasă împotriva lui în stradă extremiști. De ce sunt aceștia extremiști? Pentru că nu mai acceptă o conducere autoritară a județului, pentru că nu mai acceptă să trăiască în subdezvoltarea propusă de Flutur și PNL ca politică de județ, pentru că nu mai vor ca toate resursele Sucevei să ia calea prietenilor austrieci ai lui Flutur, pentru că nu mai vor ca fiii și fiicele Sucevei să mai ia calea diasporei. De asta suntem extremiști? Se întreabă reprezentanții AUR Suceava.